În seara aceasta ne bucurăm să fim în locul acesta, în Betania, și ne rugăm Domnului să binecuvinteze pe cei doi micuți, pe Amos. Amos înseamnă purtător de poveri și Domnul să-l facă un purtător de poveri, Amos Ioan. Și apoi ne rugăm și pentru micuța Emanuela. Emanuela înseamnă Dumnezeu cu noi. Dumnezeu este cu noi. Hadasa, e traducerea evreiască a cuvântului Estera, care înseamnă stea. Și Domnul Iisus să-i binecuvinteze pe cei doi copilași. Suntem foarte bucuroși că îl simțim și pe Domnul în locul acesta. Este și o duminică mai specială pentru că unii dintre noi ne gândim la Toma și aș vrea puțin să legăm evenimentul acesta, evenimentul despre care mulți predică, evenimentul arătării Domnului Hristos în fața lui Toma, și să facem din necredință un moment, și asta e valabilă și în familiile noastre, din necredință să facem un moment și din credință monument. Asta ar fi tare bun să fie în dreptul fiecăruia dintre noi, necredința să fie că oricum să știți că în zonele astea de umbră, de îndoială, fiecare dintre noi ajungem. Și luând-o așa, la rece, să spunem noi, dacă analizăm, fraților și surori, diferența dintre noi și Toma, eu mi-am notat aici câteva idei într-o zi pe un bilețel, pentru că am făcut o comparație și am zis așa, Toma de atunci nu era cu apostolii, Toma de astăzi iubește prietenii. Toma de atunci a zis, nu cred, Toma de astăzi e năpădit de îngrijorări. Toma de atunci, probabil că s-a dus la pescuit. Toma de acum merge la picnic. Toma de atunci s-a izolat în natură. Toma de astăzi se izolează în spațiul virtual. Toma de atunci vorbea aspru cu frații din biserică. Toma de astăzi vorbește aspru cu soția și copiii. Toma de atunci l-a întâlnit pe Hristos. Toma de astăzi visează că îl va vedea cândva. Toma de atunci a strigat, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma de astăzi de multe ori strigă, Euul meu. Și care dintre cei doi este mai mare necredincios? Vedeți, e o problemă, pentru că Toma, în traducere biblică Didimus, Toma înseamnă geamăn. Și de multe ori Toma își găsește geamănul pe aici, prin biserică, sau prin biserica noastră, sau prin casele noastre. Și atunci trebuie să ne apropiem puțin, să studiem viața lui Toma, să vedem punctele lui tari și punctele lui slabe și să vedem cum suntem noi, cum stăm noi la capitolul credință. În primul rând, și bineînțeles o să fac și un pic de aplicație cu textul care a fost citit din Marcu din capitolul 10. Credința înseamnă apropiere. Credința înseamnă apropiere. Asta înseamnă credința. Uitați-vă puțin, fraților și surorilor și iubiți prieteni care sunteți aici. Mă bucur tare mult să cunosc pe părinții lui Oana, pe părinții lui Ionuț. Domnul să-i binecuvinteze. Ne rugăm ca Domnul Iisus să le dăruiască și lor, dar nu numai lor, și nouă, convingerea aceea lui Toma care a strigat la un moment dat, Domnul meu și Dumnezeul meu. Domnul să ne ajute pe toți să avem credința și convingerea aceasta. Mă uit puțin în cuvântul acesta sfânt și afirmam în primul rând, credința înseamnă apropiere. Credința înseamnă apropiere. Dacă o să ne uităm în Ioan și s-a recitat și e frumos, s-a recitat deosebit de frumos, în Ioan, în capitolul 20, ni se spune despre Toma că s-a îndepărtat. Nu era foarte apropiat el de cei 12, de cei 11,
Și uitați-vă, la un moment dat, spune Biblia, Hristos a venit și li s-a arătat, dar Toma nu era acolo. Toma era un pic departe și mai întâi ne gândim la o îndepărtare fizică. Și să știți că întotdeauna când apare o îndepărtare fizică, atunci când noi nu suntem la părtășie, când noi nu stăm în biserică, atunci când noi ne găsim alte preocupări în alte părți, în momentul acela nu cred că spiritual suntem foarte aproape de Domnul. Toma era îndepărtat, dar în primul rând ne gândim la o îndepărtare fizică, spuneam. Și citim aici, în versetul 24 din Ioan 20, Toma nu era cu ei. Și acum problema noastră este aceasta. Iisus vine în adunare. Tu ce faci? Dacă tu nu ești în adunare și Iisus vine în adunare, nu cumva pierdem noi foarte mult prin îndepărtarea aceasta? Știu că în zona Dejului vorbeau frații despre un surdomut care mergea la biserică și vă dați seama, în perioada aceea nu se știa limbajul semnelor, se explice cineva predica. Dar el mergea la adunare și cineva l-a întrebat așa prin mimica feței și prin gesturi cumva și a zis, dar de ce tot vii la adunare? Că tu nu înțelegi și nu auzi predica, tu nu erau nici microfoane, oricum n-avea cum să audă și erau microfoane. Dar tu de ce tot vii la adunare? De ce tot stai aici în adunare? Și el a explicat tot prin semne și au înțeles frații că el venea și mergea la biserică din cauză că dacă cumva, spunea el, o să vină Domnul și o să fie răpirea, eu vreau să fiu între frații mei. Vedeți ce dorință frumoasă de la un surdomut. Chiar dacă el nu înțelegea predica, el voia să fie în biserică, voia să fie cu frații lui, că dacă cumva Domnul va veni pe norii cerului, el să nu fie în altă parte. Deci ne gândim la credință în acest termen. Credință înseamnă apropiere. Ne uităm la Toma. Toma se îndepărtează, nu era cu ei. Al doilea lucru pe care îl putem afirma despre Toma, că era îndepărtat și spiritual, nu doar îndepărtat fizic. Versetul 25. Toma se întâlnește cu prietenii lui, cu colegii lui de slujire, cu ucenicii ceilalți și toți se uită. Toma, am văzut pe Domnul. Bineînțeles că era acolo o bucurie, era ceva, irumpea din ei. Bucuria asta se vedea pe fețele lor, în cuvintele lor. Și el se uită la unul și la celălalt și afirmă, vedeți, îndepărtarea era și spirituală. Uitați-vă ce spune, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, dacă nu voi pune degetul meu în semn, acolo unde a lovit și sulița romană, eu nu cred cu niciun chip. Nu cred și gata, s-a terminat. Și îl vedem aici pe un Toma bazat pe simțuri, el vrea să vadă, el vrea să atingă, să pună degetul. Și mi-amintesc că într-o zi m-a frapat foarte mult o imagine, o pictură din anul 1601, secol 17 început, un artist italian, nu contează numele lui, nici nu vreau să vi-l spun, doar vă spun esența, artistul ăsta a desenat întâlnirea lui Toma și cu a lui Hristos. În poza aceea, în imaginea aceea, în pictura aceea, Hristos își arată inima și se vede aici, în dreptul inimii, aici în dreptul inimii se vede așa o despicătură, era lovitura de suliță romană și îl cheamă pe Toma, necredinciosul, cum îi spunem noi, să vină și să pună mâna și să vadă și să creadă. Și artistul, cred că inspirat de textul acesta, probabil că a meditat mult la text, știți cum l-a înfățișat pe Toma? Toma apare cu degetul de genul acesta, parcă e o suliță, dar nu-i mai sulița romană. Era sulița lui, a propriei lui necredințe. Și cu sulița asta se atinge, se apropie de inima lui Hristos. Mi-am dat seama, fraților și surori, când am văzut imaginea asta, că noi, prin necredința noastră, îi străpungem inima lui Hristos mai tare decât a făcut-o necredința lui Toma. Să știți, e o realitate aceasta.
Vine Domnul în adunare, nu, și auzim, o botezat Domnul cu Duhul Sfânt. A venit Domnul și a vindecat. A venit Domnul și a eliberat. Cineva a simțit că Domnul e acolo și și-a predat viața Domnului și îl vezi pe unul că plânge, Domnule, și se mărturisește și în seara aceea sau în dimineața aceea la biserică se produce minunea minunilor. Un om se naște din nou, ca și altă dată Nicodim, chemat la naștere din nou. Omul acesta se naște din apă și din Duh și minunea cea mai mare nu-i să fie vindecat un om de cancer sau de sida. Minunea cea mare este să fie eliberat și vindecat de trecutul lui și de păcatele lui. Asta e cea mai mare minune. Pentru că Domnul, și pe Domnul nu-l costă, și astăzi poate Domnul să rostească un cuvânt și la cuvântul lui să fiu vindecat. Dar ca să fiu eliberat de trecutul meu, de sângele care e pe mâna unui ucigaș, să fiu eliberat de ceea ce am făcut rău în trecutul meu, de imoralitatea mea, de stricăciunea mea. Pe Hristos Domnul a costat viața. A trebuit să stea 3 zile și 3 nopți în inima pământului pentru necredința mea, pentru trecutul meu, pentru răul din viața mea. Și vine Domnul și spune, știi ceva, tu ești un necredincios prin natura ta. Pentru că tu ai primit zestrea asta, moștenirea asta de la Adam, moștenirea necredinței, tu nu crezi, nu crezi în învierea morților, chiar dacă o mărturisești teoretic, dar nu o crezi practic. Pentru că dacă ai crede în învierea morților, ți-ai pune problema dacă mor la noapte, unde merge sufletul meu? Și dacă ți-ai pune problema așa, te-ai apropiat de Domnul. Vedeți, Toma se îndepărtează de Hristos, e îndepărtat fizic, e îndepărtat spiritual. Îl găsim pe Toma, de fapt, înainte de textul acesta din Ioan 20. Un Toma sentimental l-am numit eu. Nu știu dacă e o definiție foarte corectă, dar gândiți-vă în Ioan 11, când Domnul le spune, Lazar, prietenul nostru, a murit, haideți să mergem la el, Toma a înțeles foarte greșit. A înțeles că Domnul Hristos vrea să intre în mormânt, adică vrea să moară. Dar așa de tare l-a iubit el pe Domnul, la nivel poate de sentiment, nu știu. Că le-a zis celorlalți în Ioan 11 cu 16, hai să mergem să murim și noi împreună cu Hristos. Așa, așa de tare îl iubea Toma pe Domnul. Dar probabil că era la nivel sentimental. Îl mai găsesc pe Toma, tot în Ioan, în 14 cu 4, un Toma curios. Domnul le spune ucenicilor, știți unde mă duc, știți calea? Și Toma se uită, Doamne, dar noi nu știm, arată-ne calea. Și atunci Domnul pronunță magnifica aceea definiție, că sunt 7 definiții ale lui Hristos, de eu sunt. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt învierea și viața. Slăvit să fie Domnul. Fraților și surorilor, credință egal apropiere. Uitați-vă în Marcu 10 cu 13. I-au adus niște copilași. De ce? Ca să se atingă de el. Poate că ne întrebăm unii dintre noi, de ce nu luăm copilul ăsta și să-l scufundăm în cristelniță? Să-l botezăm, nu? Că doar așa se face în general în religia asta tradițională. De ce nu facem noi lucrul acesta? Uitați-vă, noi ne-am întors la Scriptură încă de la Reformă, din 1517, sola Scriptură, ne-am întors la Scriptură. Dacă în Biblie n-am găsit pe Hristos luând un copil și botezându-l, noi l-am găsit pe Hristos atingându-se de copil. Și atunci noi credem cu toată inima că în momentul în care aducem un copil și se rostește asupra lui, o să vedem binecuvântarea, totul e biblic. Când se rostește binecuvântarea, Hristos Domnul se atinge de copil și dă binecuvântare. Așa a făcut aici, uitați-vă, credință înseamnă apropiere. Ionuț și Ioana, fratele Cipri cu soția lui, au venit aici. Și și-au adus copilașii, de ce? Ei cred și noi credem în atingerea binecuvântătoare a lui Hristos. Noi credem în binecuvântarea Domnului Iisus Hristos. Nu odată, să știți, nu odată s-a întâmplat printr-o atingere specială a Domnului Iisus.
că un copil care era bolnav a fost vindecat la rugăciune, că o să vedeți imediat, se iau copilașii ăștia în brațe, iau slujitorii, dar nu noi punem mâinile peste ei. Hristos este chemat să-și pună mâinile peste ei. Și în momente ca acestea au fost copii care aveau anumite probleme de sănătate și au fost vindecați pe loc, pentru că are putere atingerea lui Hristos. Credința înseamnă apropiere, înseamnă atingere până la urmă. Uitați-vă până la urmă și în viața acestui om, al lui Toma. Și știți ce mă gândesc? După 8 zile, spune versetul 26 din Ioan 20, după 8 zile, era din nou ziua întâia săptămânii, era din nou atunci, timpul acela în care se servea cina Domnului. Era din nou timpul și ziua în care se strângeau mai târziu ajutoarele pentru săraci. Era din nou ziua în care a coborât Duhul Sfânt mai târziu. Era din nou ziua asta, ziua întâi a săptămânii. Și după 8 zile apare Domnul Hristos și locul este camera de sus, cum numește cineva biserica de sus a apostolilor, și Iisus stă în mijloc. Se uită la ei și le spune, pace vouă, pace vouă. Ei, când Domnul Hristos vine și stă în mijloc și le spune, pace vouă, imediat îl ia pe Toma și spune, Tomo, vino la mine. Dar de ce, Doamne? Păi tu trebuie să crezi. Dar ce înseamnă credință, Doamne? Credință înseamnă apropiere, dar mai mult, credința înseamnă atingere. Asta înseamnă, să te atingă Hristos, asta e credință. Păi dar nu vezi, nu? L-a văzut cineva pe Hristos? A venit un om care să zică eu sunt Hristosul, să mă atingă? Nu! Și atunci de ce vorbiți voi că te atinge și ne atinge Hristos? Uitați-vă ce îi spune Domnul Hristos lui Toma. Tomo, dragă, ferice nu de tine că ai venit și ai pus mâna, măi. E ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. De ce? În viitor, în istorie, o să fie oameni care o să mă caute și n-o să mă vadă, pentru că eu m-am dus, mă duc la Tatăl și stau la dreapta Tatălui și mijlocesc pentru voi. Dar ferice de aceia care nu m-au văzut și au crezut. De ce? Credința înseamnă atingere. Îl ating pe Hristos prin credință. Chiar dacă nu-l văd, chiar dacă nu-l simt. Am un al șaselea simț. E simțul spiritual, e simțul credinței. Și eu pot să-l ating pe Hristos prin credință. Și în seara aceasta, dacă tu crezi, dacă tu ești aici, îl poți atinge pe Hristos prin credință și rezultatele se vor vedea. În zona Bihorului, undeva către Beiuș, dacă nu greșesc, este o bisericuță întemeiată, știți cum, printr-o atingere. Dar n-a fost omul neapărat cel care a atins. În carte și omul a avut o contribuție. S-a întâmplat că în satul acela nu erau pocăiți, oamenii erau foarte refractari la cuvântul lui Dumnezeu și un frate, un om simplu, nu era un om cu școală multă, dar era un om cu școala Duhului. Și de aceștia să știți că avem mare nevoie în bisericile noastre, oameni cu școala adevărată a Duhului Sfânt. Omul acesta era un om care se ruga mult și când a coborât într-o stație de autobuz, erau o mulțime de copii acolo, roiau copiii, veneau de la școală cu autobuz, au coborât toți și și-așteptau părinții să ia să-i ducă spre casă. Părinții erau în stație, se împărțeau copiii, eu mă duc la mama, eu la tata, așa mai departe. Dar fratele ăsta coboară, da, și nu știa cum să-și facă loc și ca să fie cumva și politicos, și drăguț. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul, e așa, dădea la o parte pe copii, Domnul să vă și dădea și se ducea, mergea înainte. E, la un moment dat, omul acesta se atinge de un băiețel, băiețelul ăsta era surd și toți îl știau, ăla n-auzea nimic, n-auzea, nici nu putea să se exprime, pentru că dacă nu auzi, nici nu poți să emiți sunete. Da, vorbea foarte rău și era surd. Și când l-a atins pe copilul ăsta și a zis, Domnul să te binecuvinteze, pe loc Domnul i-a dat auzul și după aceea i s-a reparat vorbirea și a fost o minune în satul acela. Și oamenii au început să întrebe ce s-a întâmplat. Ei, un pocăit,
A venit un pocăit și s-a atins de un copil. De cine? De copilul ăsta. Era o mărturie. Așa au fost interesați oamenii. Și Dumnezeu, să știți, a făcut o mare minune. De ce? Dumnezeu când face minuni, le face cu un scop. Scopul este întoarcerea oamenilor la mântuire. Doamne, cercetează-ne! Credința înseamnă apropiere. Credința înseamnă atingere. Uitați-vă la încă un lucru și apoi vreau să pun punct. Hristos Domnul stă în mijlocul lor, în mijlocul lor, și de acolo începe să vorbească. Am spus, credința înseamnă apropiere. Da, e extraordinar. Credința înseamnă atingere și asta e minunată lucrarea. Credința, până la urmă, să știți, înseamnă experimentare. Locul din mijloc era locul cel mai important. În sinagogă, sulurile legii se puneau în mijloc. Asta era locul cel mai important dintr-o sinagogă. Hristos Domnul, uitați-vă în Scriptură. În copilărie stă în mijlocul înțelepților. Trece timpul și mai târziu, la maturitate, stă acolo în mijlocul Iordanului și porumbelul apare deasupra lui. Trece timpul și la moarte stă în mijlocul tâlharilor. Trece timpul și Hristos înviază și vine în camera de sus și stă în mijlocul ucenicilor. De ce? El este mijlocitor între noi și Dumnezeu. Asta înseamnă experimentare. Poți să o faci când te duci acasă. Poți să faci în seara asta. Te pui pe genunchi și spui: Doamne, îmi mărturisesc toate păcatele, toată viața mea. Am făcut asta, 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 asta. Și când ai terminat, zici: Doamne, te rog frumos, iartă-mi și păcatele pe care nu le cunosc. Spală-mă în sângele Tău. Și când te rogi și spui: spală-mă în sângele Tău, o să experimentezi iertarea lui Hristos. Hristos e viu. Toma a strigat: Domnul meu, nu al altuia, al meu. De ce? Hristos e viu și Hristos trebuie experimentat. Domnul să binecuvinteze întreagă biserica și în special copilașii, să trăiască minunea asta experimentării unui Hristos viu. Amin.